Bună ziua, prieteni ai fotbalului, și bine ați revenit la reîntâlnirea cu echipa favorită, Progresul Drăgănești. 24 martie 2024, Liga Prahova, etapa cu numărul 21, ne propune o întâlnire interesantă între formația gazdă, Progresul Drăgănești, și gruparea vizitatoare, Unirea Urlați, care îi urăm bun venit aici, la Drăgănești. Spunea de formația oaspete, Unirea Urlați, care începe partida în următoarea formulă de echipă. În poartă cu numărul 1, Marian Stan. Numărul 19, Mario Ioniță. Numărul 3, Costin Ferraru. Numărul 4 și capitanul echipei din Urlați, Ștefan Ristea. Cu numărul 5, Marius Gurău. 16, Daniel Dobre. Cu numărul 20, Ștefăniță Nichita. 15, Cătălina Andrei. Cu numărul 9, Bogdan Dumitru. 17, Nicolae Ghiță. Și cu numărul 7, Andrei Tudor. Rămân pe banca de rezerve Costin Ghelmez, George Căpriță, Alexandru Andrei, Cătălin Dumitrache și Antonio Țigău. Formația din Urlați este condusă de Cristi Crângașu. De cealaltă parte, pentru gazde, Daniel Toader, antrenorul principal al Progresului Drăgănești, propune astăzi următoarea distribuție. În poartă cu numărul 1, George Ursea. Jucător de câmp cu numărul 30, Daniel Băjenaru. Cu numărul 86, Adrian Burchi. 19, George Nincă. Cu numărul 16, Ionuț Crăciun. Numărul 11 și capitanul echipei gazdă, Vlad Batea. Cu numărul 66, Mircea Stancu. Numărul 15, Marian Savu. Cu numărul 8, Ionuț Oprea. 23, George Oprea. Și cu numărul 10, Vali Popescu. Rezervele echipei gazdă, Alexandru Tudor, George Pârvu, Antonio Marcu, Valentin Mavrodin, Octavian Badiu, Ilie Simion. Partida pe care o urmărim împreună, prieteni, în programul generos de altfel al rundei cu numărul 21, este condusă de Eduard Neagu, asistenția acestuia Robert Nuțu, Andrei Dan, observatorul AJF al partidei, binecunoscutul om de fotbal, Mihail Ionescu. Vă dorim tuturor vizionare plăcută! Bună găsit, prieteni ai fotbalului, ai sportului în general, PH Sport și Ionel Luțan, din nou împreună astăzi alături de dumneavoastră la o partidă interesantă din programul etapei cu numărul 21, în principala întrecere fotbalistică din județ. Vorbim așadar despre disputa de la Drăgănești, acolo unde Progresul din localitate întâlnește Unirea Urlați. Pare să fie o dispută disproporționată, dacă ne uităm la locurile din clasament pe care le ocupă. Înainte acestei dispute, cele două formații cu gruparea vizitatoare pe ultima poziție a clasamentului, cu 0 puncte după 20 de etape. Situație delicată, dar meritoriu, prieten, pentru această tânără garnitură. Veți vedea când voi trece în revistă formula de echipă aliniată de Cristi Crângașu, cel care se ocupă de Unirea Urlați. O echipă foarte, foarte tânără, admirabil că ea poate continua competiția. Chiar vorbeam înaintea disputei cu tehnicianul grupării vizitatoare, care puncta că jucătorii săi vor căpăta experiență în această ediție de campionat la nivelul Ligii Prahova. Vorbim de o echipă care și-a completat efectivul în această iarnă cu o serie de tineri jucători veniți de la o grupare din Colceag, acolo unde a și lucrat înainte Cristi Crângașu. Așadar, să trecem la amănuntele acestei dispute care se derulează într-un cadru foarte optim aici la Drăgănești. Terenul se prezintă poate cel mai bine de când suntem din nou alături de această echipă în returul campionatului. Vremea este una bună pentru fotbal, rece, dar plăcut aici la Drăgănești. Puțină lume însă, din păcate, la stadion. Cu siguranță altfel va fi situația duminica viitoare, când PH Sport va transmite de aici, de la Drăgănești, un meci așteptat deja cu mare interes, disputa cu liderul competiției, CSO Băicoi. Așadar, să ne întoarcem la disputa de astăzi, Unirea Urlați, echipă pregătită de Cristi Crângașu. Marian Stan, purtătorul tricoului cu numărul 1, este golkeeperul acestei echipe. Jucător de câmp cu numărul 19, Mario Ioniță, cu numărul 3, Costin Ferraru. Numărul 4 și capitanul echipei din Urlați, Ștefan Ristea, cu numărul 5, Marius Gurău. 16, Daniel Dobre, cu numărul 20, Ștefăniță Nichita. Numărul 15 în această distribuție, Cătălin Andrei, cu numărul 9, Bogdan Dumitru. Cu numărul 17, cel mai cunoscut echipier al formației vizitatoare, Nicolae Ghiță, un nume important în plan fotbalistic, care, iată, afișează o longevitate de invidiat, și cu numărul 7, Andrei Tudor.
rămân pe banca de rezerve, pregătiți pentru a intra oricând pe gazon, Costin Ghelmez, George Căpriță, Alexandru Andrei, Cătălin Dumitrache și Antonio Țigău. L-am revăzut, evident, alături de echipa din Orlat și pe un experimentat om de fotbal, Mihai Ungureanu, de foarte mulți ani, aici, la Urlați, cu precădere, fiind preocupat de creșterea unor tineri jucători. Haideți să vedem împreună și distribuția pe care a gândit-o astăzi Daniel Toader, antrenorul principal al echipei gazdă, Progresul Drăgănești, o adevărată revelație în Liga A Prahova, formație care se întoarce acasă după succesul reconfortant de etapa trecută, 8-3, un recital ofensiv apreciat de toți cei care au văzut transmisia pe Sport pe terenul celor de la Unirea Cocorăștii-Colț. Așadar, evoluează astăzi în tricourile alb-negre tradiționale ale Progresului Drăgănești, cu numărul 1 George Ursea, cu numărul 30 Daniel Băjenaru, cu numărul 86 Adrian Burchi, cu numărul 19 George Nincă, numărul 16 Ionuț Crăciun. Poartă banderola de capitan și astăzi jucătorul cu numărul 11, Vlad Badea, cu numărul 66. O revenire apreciată. Vom reveni pe parcursul transmisiei noastre, Mircea Stancu. De asemenea, se întoarce pe gazon și Marian Savu, capitanul tradițional al echipei din Drăgănești, care revine după suspendare, cu numărul 8, Ionuț Oprea, cu numărul 23, George Oprea, și cu numărul 10, Vali Popescu. Rămână pe banca de rezerve portarul Alexandru Tudor, George Pârvu, Antonio Marcu, Valentin Mavrodin, Octavian Badiu, Ilie Simion, Daniel Toader, așadar antrenorul principal al echipei gazdă. Partida pe care o urmărim împreună, grație eforturilor pe care le face, etapă de etapă, în peisajul fotbalului prahovean, nu neapărat doar la Liga Prahova, PH Sport, prezent și la nivelul Ligii a 3, acolo unde transmisiile de calitate se regăsesc la partidele de pe teren propriu ale celor de la Blejoi și respectiv Păulești. Așadar, Eduard Neagu este cel care conduce la centru această dispută, asistat de Robert Nuțu și Andrei Dan, observatorul partidei. Binecunoscutul om de fotbal, Mihail Ionescu, meserie. Am și schimbat câteva cuvinte înaintea disputei cu dumnealui. Un cadru generos, spuneam, aici la Drăgănești, așteptăm pătrunderea pe teren a celor două echipe pentru a urmări împreună, prieteni, un spectacol fotbalistic care se anunță clar de calitate în etapa cu numărul 21 a principalei competiții fotbalistice din județ. Vorbim așadar de Liga Prahova. Brigada de arbitri, Eduard Neagu, Robert Nuțu și Andrei Dan, cei care oficiază această dispută, așteaptă cele două echipe de la vestiare. Înainte însă, prieteni, de a trece la datele acestei transmisii, să spunem și de aici un cordial la mulți ani lui Daniel Chiriță, cel care împlinește astăzi 50 de ani, legenda lupilor așadar. Daniel Chiriță, care va fi prezent mâine seară în emisiunea Liga Reușita de la pe canalul de YouTube Reușita TV, împreună cu Vali Nicoar, evident că și PH Sport este alături de noi în continuare. Așadar, la mulți ani, Daniel Chiriță, mâine seară o emisiune specială cu acest jucător atât de important din fotbalul românesc, Daniel Chiriță, care împlinește astăzi 50 de ani. Mâine seară, Reușita TV și PH Sport vă oferă o emisiune de colecție cu Daniel Chiriță și Valeriu Nicoar. Cele două echipe sunt la mijlocul terenului, în echipament albastru, short-uri negre, formația din Orlați. De cealaltă parte, tradiționalul echipament asigurat de Nicu Mărgărit, alb-negru pentru Progresul Drăgănești. Capitanul formației vizitatoare, Ștefan Ristea, pentru echipa gazdă, rămâne purtătorul banderolei de capitan, același Vlad Badea. Cele două echipe sunt pregătite, așadar, pentru startul acestei dispute care aduce pentru formația gazdă în linii mari, vom urmări dacă așa se va întâmpla, o repetiție generală utilă înaintea acestei confruntări atât de importante care se anunță pentru duminica viitoare. Vorbeam despre partida dintre Progresul Drăgănești și CSO Băicoi. CSO Băicoi care a repetat ieri ofensiv într-un 5-1 clar pe teren propriu cu Unirea Cocorăștii-Colț. CSO Băicoi, formația pregătită de Vali Lazar și condusă de Toni Ioniță și Octavian Jinga, care își păstrează supremația în principala întrecere fotbalistică din județ la 4 lungimi de Petrolistul Boldești, formație care a învins ieri dificil în deplasare, 1-0 la Brebu, reușită din penalti semnată de Andrei Paraschivoiu cu 20 de minute înainte de finalul
acelei dispute. CSO Telegenul Valerii de Munte a pierdut un tempo extrem de important, două puncte uriașe probabil, care vor cântări enorm în economia finală a clasamentului după un 0-0 viu la Ploiești, la baza Chirosport, pe un gazon impecabil. 0-0 Petrolul 95, așadar cu cei de la CSO Telegenul Valerii de Munte. Cele două echipe sunt pregătite pentru startul acestei dispute. În linii mari prezintă Daniel Toader aproape garnitura de bază. Sunt ceva mici probleme cu o serie de jucători care nu pot evolua astăzi, însă îi vom vedea clar pe teren în dispută atât de importantă cu CSO Băicoi din etapa viitoare, duminică ora 11, din nou împreună cu PH Sport pentru dumneavoastră, iubitorii de fotbal din județ. Eduard Neagu verifică toate datele, probleme și fluier în acest moment startul disputei dintre echipa gazdă, Progresul Drăgănești și Unirea Urlați. Vreme bună pentru fotbal, spuneam, aici la Drăgănești. Arăm se prezintă în condiții foarte bune, chiar punctam înaintea disputei cu Daniel Toader, antrenorul echipei gazdă, acest aspect. Și iată că vine în primele secunde ale acestei partide prima lovitură liberă, periculoasă pentru Progresul Drăgănești, specialistul unor astfel de faze de pe partea dreaptă, Vlad Badea. Urcă la întâlnirea cu balonul și jucătorii cu talie din efectivul Progresului Drăgănești pentru o reluare către poarta adversă. Execută bine Vlad Badea și este ocazie uriașă în acest minut 1. Transversala îl salvează într-o primă fază pe Marian Stan. Revine balonul în teren, foarte bine plasat acolo Mircea Stan cu rea și iată în minutul 1, secunda 40, prima ocazie importantă a acestei partide. Trec pe lângă gol jucătorii de la Progresul Drăgănești. Spuneam de jucătorii care nu pot fi astăzi prezenți pe teren. Portarul Alexandru Tudor are probleme la o mână după partida jucată etapa trecută în deplasare la Cocorăști Colț și îi lasă locul în trebuturii lui George Ursea. Octavian Badiu, ușor accidentat, nu forțează prezența pe teren astăzi pentru a putea fi apt la partida cu cei de la CSO Băicoi. Însă arată generos de bine în continuare efectivul pe care l-are la dispoziție Daniel Toader, o echipă care se poate lăuda fără rezerve cu acest statut de revelație în campionat. Locul 6 în acest moment, 36 de puncte, 51 de goluri marcate, 43 primite, așadar o echipă spectaculoasă, putem spune, dacă ne uităm la aceste cifre. Progresul Drăgănești. Iată însă că vine repede și replica celor de la Unirea Urlați, lovitură liberă de pe partea dreaptă, care se anunță la rândul ei periculoasă, reluare cu capul acolo, așa și este, prieteni. Replică rapidă a celor de la Unirea Urlați, a urcat bine la această fază Marius Gurău, rea cu capul din centrul defensivei adverse, însă trimite balonul de puțin pe lângă bara din dreapta, motiv deja pentru Daniel Toader să intervină pentru prima oară de pe banca tehnică a echipei sale pentru a lămuri acolo problemele din centrul defensivei nepermis de liber la această reluare. Purtătorul tricoului cu numărul 5, Marius Gurău, care reia pe lângă bara din dreapta porții apărate astăzi pentru gazde de George Ursa. Marius Savu revenit și el în formula de echipă după acea eliminare rapidă din partida cu CSO Boldești. Un echilibru la mijlocul terenului, prezența lui Marian Savu, capitanul tradițional, iată însă că acum a lăsat banderola în continuare pe brațul lui Vlad Badea. Decajare lungă în cealaltă jumătate a terenului, aleargă Ionuț Crăciun și George Nincă pentru a primi acest balon. Iese mingea în afara terenului de joc și va fi o repunere din colțul careului de 6 metri. Primele 4 minute, început spectaculos de joc, o bară transversală a gazdelor, urmată de o reluare cu capul pe lângă bara din dreapta porții lui George Ursea. Amănunte care arată, prieteni, că vom asista împreună la o partidă de calitate, chiar dacă spuneam și repet cu acest prilej, diferența dintre cele două echipe este una foarte, foarte importantă din multe puncte de vedere. Însă jocul a început atractiv și probabil așa și va continua, prilej pentru noi de a vă oferi dumneavoastră un spectacol fotbalistic de calitate aici la Drăgănești. Este mingea în afara terenului de joc, va fi repusă de cei de la Progresul
Drăgănești a fost Marian Savu, a primit și va retrimite acolo, iată-l pe Mircea Stancu, referit și el după perioada de absență. Mircea Stancu, care este militar activ, a fost ocupat cu problemele de serviciu, pregătirea fizică este însă una imbatabilă pentru acesta, revine după o tabără de 3 săptămâni petrecută undeva la munte. Mircea Stancu, purtător tricolului cu numărul 66, un jucător polivalent care poate evolua la fel de bine atât ca apărător central cât și la mijlocul terenului. Fază cu formația gazdă, care dezvoltă pe partea dreaptă. Vlad Badea a trecut balonul și pe Ionuț Oprea. Urmează o angajare pe cealaltă parte a terenului, unde ajunge la balon Vali Popescu. Vali Popescu la limita careului de 16 metri, trece de primul adversar, rămâne la balon. Vali Popescu îl angajează pe partea stângă pe Ionuț Crăciun. Urmează o centrare, așa se și întâmplă, periculoasă acolo, însă mingea trece peste transversala porții apărate de Marian Stan. Se consumă așadar în chiar minutul 6 o altă fază notabilă a echipei gazdă. Vali Popescu îl angajează pe Ionuț Crăciun. Urmează centrarea, deloc reușită însă de această dată, a uneia dintre cei mai cunoscuți jucători prezenți astăzi pe gazon. Dacă ne referim la acest capitol, evident că nu putem trece cu vederea prezența în formația vizitatoare a celui pe care l-ați văzut acum la balon, numărul 17, dar mă opresc, Ionuț Oprea, preluare, Ionuț Oprea, vin însă repede la recuperare jucătorii de la Unirea Urlaș și încearcă să demareze un contraatac pe partea dreaptă. Intervine foarte bine acolo Daniel Băjenaru pentru puțină vreme, deoarece Unirea Urlații are posibilitatea de a începe o altă fază ofensivă oprită de la margine pentru o poziție de offside. Spuneam că îl revedem cu plăcere în tricoul echipei din Urlați pe George Ghiță, care are numai puțin de 47 de ani, prieten, un nume cunoscut fotbalistic care a evoluat cu succes inclusiv la nivelul Ligii a doua, rămâne în continuare cel mai important om al acestei echipe din Urlați, Nicolae Ghiță, pentru că nu poate să stea deoparte la efortele pe care le fac cei de la Unirea Urlații. Rămâne în continuare un factor important al acestei echipe și fază de atac pentru echipa vizitatoare. Încheie cu un șut de la distanță Ștefăniță Nichita, însă departe de buturile apărate de George Ursea. Fază petrecută în minutul 7. O etapă din nou generoasă la nivel de Liga Prahova, trec rundele, prieteni, iată ne ajungi și acum la cea cu numărul 21. Am spicuit câteva dintre rezultate puțin mai devreme. Astăzi alte câteva jocuri interesante într-o competiție în care, iată, CSO Băicoi, formație care va vizita arena din Drăgănești etapa viitoare, s-a desprins în fața celor de la CSO Boldești, însă rămâne în continuare atractivă această luptă foarte, foarte interesantă, care se duce pentru supremație. A pierdut un tempo foarte important CSO Vălenii de Munte, însă nu abandonează total lupta nici echipa pregătită de Iulius Margărit. După un nou semi-eșec a fost acel 1-1 pe teren propriu cu AFC Bănești Turleta, urmat de o remiză albă vineri la baza Chiru Sport, 0-0 cu Petrolul 95. Să ne întoarcem la joc. Adrian Burchi, revenit în postura de fundaș central. Adrian Burchi, vorbind de un alt jucător polivalent în trupa condusă de Nicu Margărit, titularizat unde este nevoie, apărător dreaptă, apărător central, de ce nu și mijlocaș atunci când cerințele echipei o impun. Aruncare de la margine pentru Unirea Urlați. Capitanul acestei formații, Ștefan Rista, de pe partea stângă, în direcția de atac a echipei vizitatoare. Posesie pentru Unirea Urlați, angajare pentru jucătorul cu numărul 8, Cătălin Dumitrache. Pierde această posesie și încearcă o recuperare cei de la Progresul Drăgănești. Vlad Badea, angajare pentru Ionuț Oprea, care se deplasează pe partea stângă în direcția de atac a echipei sale. Se vede în continuarea, îl caută pe fratele său, George Oprea, la colțul scurt, fază petrecută în minutul 9. Plonjează bine acolo Marian Stan, portarul Unirii Urlați, și reține cu siguranță acest balon. Nicolae Ghiță, cel mai experimentat jucător prezent pe gazon, spuneam, 47 de ani pentru apărătorul central al echipei din Urlați, intervine în aceeași postură de fundaș central și George Nincă. George Nincă, vorbind de asemenea de un alt jucător care este capabil să acopere cu succes la Progresul Drăgănești mai multe posturi, iar din acest punct de vedere poate fi liniștit Daniel Toader,
cu distribuția pe care o are la dispoziție, îi poate așeza pe jucătorii săi, mare parte dintre ei cu vastă experiență, acolo unde este nevoie. Însă, clar, când are efectivul complet și fiecare jucător evoluează pe postul tradițional, Progresul Drăgănești este o echipă puternică. Însă ambițiile lui Nicu Mărgărit, ale lui Daniel Toader și ale tuturor celor care lucrează la această echipă sunt legate clar de prestațiile din partidele cu formațiile care se luptă pentru supremație. Formațiile cu un statut bun în Liga Prahova, aici este marea dorință a lui Nicu Mărgărit ca echipa sa să poată încurca astfel de formații cu pretenții, iar următorul prilej din acest punct de vedere, fără a neglija evident partida aflată în derulare cu Unirea Urlați, este testul atât de important cu CSO Băicoi duminica viitoare aici la Drăgănești, foarte probabil atunci cu asistență generoasă pe marginea terenului, și astăzi sunt destui oameni de fotbal, destui suporteri care au venit să vadă această dispută ajunsă în minutul 10, 0-0, Progresul Drăgănești, Unirea Urlați. Repunere de la margine pentru formația din Urlați, de pe partea dreaptă, în direcție de atac a grupării echipate în tricouri albastre. Iese mingea în afara terenului de joc, va fi o repunere de această dată pentru Progresul Drăgănești. Echipa aceasta pare să nu ridice foarte mult turația motoarelor în primele minute ale acestei dispute, însă este bine să vină repede golul pentru a descătușa o echipă gazdă care pleacă în postura de mare favorită. Centrare periculoasă pentru cei de la Unirea Urlați, fază grea pentru apărarea Progresului Drăgănești, o recentrare acolo, o reluare cu capul de la distanță a fost jucătorul cu numărul 7, Andrei Tudor, însă curajos, iată prieteni, acesta este cuvântul, au început cei de la Unirea Urlați această dispută de la Drăgănești, n-a avut nicio problemă în a reține acest balon Alexandru Tudor. Din nou la minge cei de la Progresul Drăgănești, George Nincă, retras astăzi ca fundaș central, Marian Savu, Adrian Burchi. Încearcă să așeze calm jocul cei de la Progresul Drăgănești, să vină greșeala lui Adrian Burchi, recuperare pentru Unirea Urlați, atac pe partea stângă care anunță o centrare periculoasă, este George Nincă acolo. Parcă din ce în ce mai îndrăzneți aceste atacuri ale singurei formații din Liga Prahova, care n-a obținut niciun punct în această ediție de campionat. Situație absolut delicată pentru Unirea Urlați. Însă spuneam, prieteni, de a aprecia faptul că această echipă, chiar în condițiile pe care vi l-am expus, continuă campionatul. S-a retras deja CSC Berceni. Nu este cazul Unirii Urlați. Am primit asigurări, evident, de la Cristi Crângașu și Mihai Ungureanu, dar și de la oamenii din primăria Urlați, că această echipă își va continua activitatea până la finele campionatului, nepunându-se în niciun moment problema unei eventuale retrageri din campionat. Adrian Burchi întoarce pentru portarul George Ursă. Desface foarte bine Ionuț Crăciun, dar primește George Nincă. Un pressing agasant, a spune al tinerului jucător de la Unirea Urlați, o echipă care evident nu are ce pierde. Presiunea este pe cei de la Progresul Drăgănești, o echipă obligată să câștige astăzi pentru a îndeplini baremul cerut de Nicu Mărgărit, 6 puncte în duierurile cu Unirea Cocoroștigol și respectiv partida de astăzi, din care s-au scurs deja aproape 13 minute. Vlad Badea. Vlad Badea pune mingea jos, un călcâi dexteritate pentru Mircea Stancu, Marian Savu. Marian Savu se apropie de partea adversă, încearcă o angajare către Ionuț Sopra, ajunge până la urmă la Stancu, deschide pentru Daniel Băjenaru pe partea dreaptă, centrare periculoasă, Daniel Băjenaru este acolo, Ionuț Sopra, dar nu găsește cea mai bună continuare, fază notabilă a echipei gazdă, centrare Băjenaru de pe partea dreaptă, Ionuț Sopra nu găsește cea mai bună continuare și iată vine repede o replică pe partea stângă, este Andrei Tudor, purtătorul tricoului cu numărul 7 de la Unirea Urlați, deposedat de către Daniel Băjenaru, însă nu poate controla acesta balonul care iese în afara terenului de joc. Repunere pentru echipa vizitatoare, Ștefan Riste. Acalmia spune după începutul furibund de partidă cu acea vară transversală echipei gazdă, fază petrecută în secunda 40, au venit câteva replici ofensive notabile ale celor de la Unirea Urlați, în timp ce Progresul Drăgănești încearcă să așeze meticulos fiecare acțiune de atac în căutarea golului care foarte probabil va descătușa formația pregătită de către Daniel Toader. George Nincă, Ionuț Crăciun,
Ionuț Crăciun în mijlocul terenului pentru Marian Savu, cel care conduce majoritatea atacurilor echipei din Dragănești. Îl găsește bine pe Vali Popescu, dar foarte mult retras Vali Popescu. Recuperare Vali Popescu. Vali Popescu de unul singur pe partea stângă. Reușește să rămână la balon. Vine Ionuț Crăciun. A trecut de mijlocul terenului și mută mingea către poarta adversă. Vlad Badea, Vlad Badea, angajat excelent pentru Vali Popescu. Vali Popescu pierde un tempo important pe piciorul drept în încercarea de a-și face o poziție bună pentru a șuta la poartă. Rămâne doar o lovitură de colț pentru echipa lui Daniel Toader. Minutul 15, 0-0, partida, prieteni, este una atractivă, cred că sunteți de acord cu noi. Merită apreciată replica celor de la Unirea Urlați, o echipă, reamintesc, fără niciun punct în clasament până în acest moment, dincolo, o revelație a întrecerii, Progresul Dragănești, ocupanta locului 6, luptă bine, Longinul vor de atac, Bogdan Dumitru, însă rezolv Adrian Burchi, trece balonul pe la Daniel Băjenaru, Adrian Burchi. Angajare pentru George Oprea. Mircea Stancu, șut din vole. Mircea Stancu. Execuție pretențioasă, dar merită apreciată. 22 de metri, șut din vole. Mircea Stancu peste poarta apărată de Marian Stan, însă o fază din o spectaculoasă cu formația gazdă în prim plan. Minutul 16, primul sfert de oră s-a consumat. Rămâne 0-0. Progresul Drăgănești, Unirea Urlați într-o partidă cuprinsă în programul, spuneam, generos al etapei cu numărul 21. Întoarce George Nincă către portarul George Ursa. Greșește acesta repunerea și trimite în afara terenului de joc. Va fi o aruncare de la margine pentru Unirea Urlați. Eduard Neagu, promițătorul arbitru al acestei partide, un arbitru care nu peste multă vreme, foarte probabil, va face pasul către Liga a 3-a. Niciun fel de probleme în cele 15 minute scurse până acum. Repunere pentru Unirea Urlați. De pe partea stângă, recuperare Daniel Băjenaru. George Oprea. Daniel Băjenaru. Par să fie deranjați în aceste prime minute jucătorii de la Progresul Drăgănești de acest pressing avansat pe care îl fac echipierii Unirii Urlații, de aceea și lipsa ocaziilor cu adevărat importante, în afară de acea bară transversală a lui Vlad Badea. Vali Popescu, Ionuț Crăciun, duelul său cu Nicolae Ghiță, cade acolo lovit Ionuț Crăciun, vede Eduard Neagu și este nevoie de intervenția acestuia. Ionuț Crăciun lovit la degajarea lui Nicolae Ghiță, să sperăm că se va ridica de pe gazon și va putea continua această dispută. Experimentatul apărător stânga al echipei gazdă, Ionuț Crăciun, purtătorul tricoului cu numărul 16, titularul incontestabil al postului de fundaș stânga. Minge de arbitru pe care o oferă acum Eduard Neagu, îi oferă balonul lui Marian Savu. Mai departe, Adrian Burchi. Adrian Burchi pentru Mircea Stancu. Curbine pasele celor de la Progresul Drăgănești, însă doar până în preajma porții adverse se caute adevărat cele mai bune poziții, așa cum se întâmplă și acum. Ionuț Crăciun, Mircea Stancu. Mircea Stancu până la urmă reușește, din cădere se trimite lui Vlad Badea, se apropie de poarta adversă. Vlad Badea încearcă o angajare către Ionuț Oprea, însă mingea este prea lungă și poposește în careul de 6 metri al porții apărate de Marian Stan. Și el un portar foarte, foarte tânăr, foarte mulți jucători extrem, extrem de tineri, 18 ani pare să fie media de vârstă a echipei din Urlați. Doar veteranul Nicolae Ghiță este cel care atrage în mod evident atenția la cei de la Unirea Urlați. Echipa aflată acum în posesie, Daniel Dobre. Pe partea dreaptă este acolo un duel Cătălin Dumitrache cu Ionuț Crăciun. Același Ionuț Crăciun depășit la această fază, se întorc jucătorii de la Unirea Urlați. Insistă Mircea Stancu în încercarea de a recupera, însă acum trimite în afara terenului de joc tinerii jucători de la Unirea Urlați. Prilej pentru o repunere de la margine a Progresului Drăgănești. Este acolo apărătorul stânga, Ionuț Crăciun. Încet, dar sigur, prieteni, primele 20 de minute ale acestei transmisii s-au epuizat deja, fără gol în continuare, partida dintre Progresul Drăgănești și Unirea Urlați. Luptă bine Mircea Stancu pentru acest balon. Este George Oprea acolo, intervenție bună a apărătorilor Unirii Urlați. Simplu, dar eficient, mingea iese în afara suprafeței de joc. Repunere pentru Progresul Drăgănești. De partea stângă, Vali Popescu de această dată, Marian Savu. Marian Savu caută cea mai bună continuare, urcă la susținere și primește balonul Adrian Burchi.
Spuneam, terenul se prezintă în condiții destul de bune și permite un joc combinativ, ceea ce încearcă astăzi echipierii Progresului Drăganești. Ionuț Crăciun se apropie de poarta adversă. Ionuț Crăciun de fiere până la Vali Popescu pe partea stângă, centrare în fața porții adverse, însă acolo este Nicolae Ghiță. Experiența acestuia îl face să se plaseze foarte bine la balonul respins puțin mai devreme. O acțiune individuală interesantă a lui George Nincă, încheiată de experimentatul apărător central cu un șut la poartă de la 20 de metri, însă prea ușor pentru a-l învinge pe Marian Stan. Se pregătește de o degajare lungă, așa se și întâmplă, portarul echipei din Orlați. Recuperare Daniel Băjenaru, Marian Savu, Vlad Badea în duelul său cu cel care poartă banderola, Ștefan Ristea. Iese mingea în afara suprafeței de joc. Repunere pentru Progresul Drăgănești. Marian Savu, Mircea Stancu, Daniel Bășenă. Un triunghi de pase, dar departe adversă. Încearcă acum o angajare pentru George Oprea. Din nou foarte lungă. Nu par să funcționeze, prietenii, traseele excelente pe care le-am văzut în partida trecută cu Unirea Cocorăștii Colț, cel puțin în primele 20 de minute ale acestei dispute, care ne oferă, iată, un rezultat, de ce nu, surprinzător, 0-0. Reamintesc, Unirea Urlați, o formație eminamente tânără, nu are până la ora acestei partide niciun punct în clasament. A marcat 5 goluri și a primit 91, însă vorbim clar de o formație tânără, ai cărei jucători caută să găsească calea spre creșterea competitivității la fiecare partidă pe care o dispută în peisajul principalului campionat județean. Repunere pentru Unirea Urlați. De pe partea dreaptă, în direcția de atac, echipei pregătite de Cristi Crângaș. Este acolo George Nică. Am crezut că protejează balonul, dar iată, îl reține George Nică și caută cea mai bună colaborare pentru echipa sa. Încearcă să-l găsească pe Oprea acolo, însă mingea este în afara terenului de joc, expediată de Daniel Dobre. Recuperare pentru Progresul Drăganești, Mircea Stancu, Marian Savu, vorbim de mijlocașii centrale, formație gazdă, cei care au misiunea de a regla jocul. La mijlocul terenului este Vali Popescu, la sprijin este și Ionuț Crăciun. Vali Popescu trece de adversarul direct, Vali Popescu intră în careul de 16 metri, centrare în fața porții adverse, ocazie mare pentru Progresul Drăgănești, o deviere la care nu ajunge până la urmă George Oprea, dar faza de atac a gazdelor continuă. Daniel Băjenaru întoarce pentru Ionuț Crăciun, 25 de metri de poartă adversă. Ionuț Crăciun, excelentă angajare pentru Vali Popescu, centrare în fața porții adverse. Nu găsește cea mai bună continuare sau, de ce nu, plasamentul exact al experimentatului Nicolae Ghiță. Stinge această fază de atac excelentă a Progresului Drăgănești. Nu s-a găsit deloc cea mai bună continuare sau, spun, plasamentul lui Nicolae Ghiță. Excelent și de această dată. A oprit o fază ofensivă interesantă echipei gazdă, care repune acum prin Mircea Stancu. Coboară și jucătorii din avanposturi. L-am văzut pe George Oprea pentru a primi balonul. Același George Oprea este căutat de Marian Savu. Prea lungă această minge ajunsă în gheata lui Marius Gurău. Degajare fără folos pentru echipa sa. Recuperare Mircea Stancu. Ionuț Crăciun, spuneam de acest pressing, iată, cu doi jucători în cealaltă suprafață a terenului pentru Unirea Urlați, însă pasele curg bine pentru Progresul Drăgănești. Iată-l pe Oprea, șut de la distanță, George Oprea. Sunt indicate, evident, astfel de acțiuni în condițiile în care apărarea Unirii Urlați este supraaglomerată. Iată, vine, în sfârșit, a spune, minutul 23. Un șut de la distanță, George Oprea, însă balonul trece peste poarta lui Marian Stan, cel care va repune acum pentru echipa sa Unirea Urlați. Degajare spre partea stângă, unde Longinin urmă de atac, Bogdan Dumitru urmărește acest balon în disputa sa cu Adrian Burchi. Cade fiind faultat Adrian Burchi și va fi o repunere pentru Progresul Drăgănești, care va aparține apărătorul central în această zi, Adrian Burchi. Pare să fie un sistem foarte interesant al celor de la Unirea Urlați. Om la om par să joace tinerii fotbaliști ai lui Cristi Crângașu. Ne lăsăm foarte multe spații. Iată pe Nicolae Ghiță, îl defansează acolo pe adversarul direct. Este Ionuț Oprea, respinge experimentatul Nicolae Ghiță, iar balonul ajunge din nou în brațele lui George Ursa. Transmitere pentru Ionuț Crăciun. Vine la combinație și primește Vali Popescu.
Vali Popescu, deposedat, Vali Popescu și alergă acum pentru recuperare, însă luptă pentru acest balon Bogdan Dumitru. Bogdan Dumitru încearcă o centrare periculoasă acolo către mijlocul suprafeței adverse de pedeapsă. Bogdan Dumitru, fază importantă, iată, pentru Unirea Urlați petrecută în minutul 24. Încerca o combinație cu singurul jucător care era prezent acolo în fața porții lui George Ursa. Iese o lovitură de colț care este și ea periculoasă, devierea lui Mircea Stancu și din nou corner pentru Unirea Urlați. Are ceva pe marginea terenului de rezolvat acolo și Mihai Ionescu, observatorul acestei partide. O nouă lovitură de colț, tot în contul Unirii Urlați, de pe aceeași parte dreaptă. Minutul 25. Rămânem în continuare la aceeași configurație a tabelei 0-0. Să urmărim această execuție de pe partea dreaptă. Centrare la prima bară, respinge Vlad Badea acolo și recuperare pentru George Oprea. Se poate naște un contraatac interesant, oprit însă George Oprea de intervenția lui Mario Ioniță, care trimite în afara terenului de joc, oprind o acțiune de atac care putea fi interesantă în contul gazdelor. Reiau atacurile jucătorii de la Progresul Drăgănești. Ionuț Crăciun. Ionuț Oprea. Nu poate reține acest balon. Ionuț Oprea a ajuns în piciorul lui Nicolae Ghiță. Întoarce până la propriul portar Marian Stan. Iar de aici pentru capitanul Ștefan Ristea. Luptă bine pentru balon Daniel Bojenaru. Să-l vedem ce decizie ia acolo Robert Nuțu. Va fi un balon oferit celor de la Progresul Drăgănești. Se grăbește jucătorii lui Daniel Toader. Trec minutele, iar tabela de marcaj rămâne neschimbată. Progresul Drăgănești, Unirea Urlați, 0-0. George Oprea încearcă 1-2 cu fratele său, însă apărarea supraaglomerată a celor de la Unirea Urlații respinge și le angajează din nou acolo pe Bogdan Dumitru. Aleargă bine, iată ce fază periculoasă Andrei Tudor. În ultima instanță rezolvă experimentatul George Nincă. Trimite in extremis în afara terenului de joc, repunere pentru Unirea Urlații de pe partea stângă în direcția de atac a echipei pregătite de Cristi Crângașu. Misiunea este pentru capitanul Ștefan Ristea. Greșește Ștefan Ristea, iar Edi Neagu, central acestei partide, oferă balonul celor de la Progresul Drăgănești. Daniel Băjenaru. Daniel Băjenaru, Marian Savu. Același Marian Savu. Curg bine, spuneam, pasele celor de la Progresul Drăgănești, însă până aproape cu 30 de metri de poartă adversă. Poate iese mai mult această fază. Schimbare de direcție, Ionuț Crăciun, de pe partea stângă pe partea dreaptă, unde era vizat Vlad Badea. Recuperare, Vali Popescu. Trece de primul adversar, urcă la sprijin, să vedem dacă primește. Nu, Ionuț Crăciun întoarce la mijlocul terenului pentru George Oprea. George Oprea pe piciorul stâng, angajare către Marian Savu. Rezolvă acolo apărarea celor de la Unirea Urlați, Marius Gurău, și vine plonjonul lui Marian Stan. Portarul titular al celor de la Unirea Urlați. Minutul 28, prieteni, minut în care balonul poposește din nou în brațele portarului George Ursa. Degajare pentru Vali Popescu. Marian Savu. Marian Savu pierde acest balon și iată, contraatac, 3 contra 2 pentru cei de la Unirea Urlați. Pe partea stângă se dezvoltă această acțiune de atac care rămâne periculoasă. Între timp s-au repliat și mijlocașii centrali ai formației gazdă. Vine o trimitere de pe partea stângă, îl pune puțin la încercare pe George Ursa, însă reține cu siguranță portarul echipei gazdă, care deja îl pune în posesie pe Vlad Badea. Ritmul, prieteni, este unul foarte bun. Echipa din Urlați chiar se ridică la nivelul adversarului. O replică bună în cele aproape 28 de minute trecute până acum cu formația gazdă în prim plan, dar de fiecare dată când are prilejul, Unirea Urlați avansează periculos către buturile lui George Ursea. George Oprea, iată o nouă fază în care atacanții formației din Drăgănești coboară foarte jos pentru a primi baloane utilizabile. Este și cazul lui Vali Popescu. Vali Popescu deposedat, este faultat acolo, lasă avantaj Edi Neagu. George Oprea încearcă un șut dintr-o poziție dificilă, este balonul deviat în afara terenului de joc, va fi lovitură de pe partea dreaptă. Era bine plasat și fratele său Ionuț cerând această pasă, însă George Oprea a încercat o execuție pretențioasă, șut din întoarcere din interiorul careului de 16 metri advers, balonul iese în afara terenului de joc.
Oferim prilejul unei lovituri de colț pentru profesorul Drăgănești, Vlad Badea. Vlad Badea este George Nincă. Ce ocazie ratează George Nincă. Excelent plasat, a rămas singur acolo, a reluat cu capul într-un careu adevărat aglomerat, însă n-a putut găsi colțul porții apărate de Marian Stancel, care repune balonul acum pentru Unirea Urlați. Rapid s-a mutat jocul la cealaltă poartă, iată-l pe șeptarul Andrei Tudor, deposedat până la urmă. Ionuț Crăciun. Partida pare, prieten, mai dificilă decât se anticipa pentru formația gazdă, care joacă la nivelul obișnuit, dar replica Unirii Urlați merită apreciată, cel puțin în cele 30 de minute trecute până acum. 0-0, așadar, Progresul Drăgănești, Unirea Urlați. Meci din etapa cu numărul 21 din Liga Prahova. Vlad Badea. Ionuț Crăciun, care urcă și depășește mijlocul terenului. Ionuț Crăciun. Mircea Stancu se apropie de careul de 16 metri advers, pătrunde bine Mircea Stancu pe partea stângă, centrare în fața porții adverse, trece pe lângă balon Ionuț Oprea. A gândit bine Mircea Stancu acolo în dorința de a-l angaja pe Ionuț Oprea. Golgetelul formației Progresul Drăgănești, dar iată rapid contraatac al Unirii Urlați pe partea stângă, pătrunde bine acolo, centrare în fața porții și ocazie uriașă pentru Unirea Urlații. A fost la balon Bogdan Dumitru, centrare periculoasă care îl viza pe Andrei Tudor, se întinde acolo excelent George Ursea și rezolvă o fază foarte periculoasă la buturile echipei sale, însă atacul celor de la Unirea Urlați continuă, rezolvă de această dată același Andrei Tudor cu o trimitere în afara terenului de joc. Iată-l pe Daniel Toader, nemulțumit evident și la această fază. Ocazie mare pentru Unirea Urlații. Acest longilin Bogdan Dumitru pătrunde bine pe partea stângă, centrează în fața porții adverse, unde venise bine la întâlnirea cu balonul Andrei Tudor, se întinde George Ursa și rezolvă o fază periculoasă la buturile echipei sale. Minutul 31. 0-0, Progresul Drăgănești, Unirea Urlați cu formația gazdă, din nou trecută cu majoritatea jucătorilor în cealaltă jumătate a terenului. Marian Savu, George Oprea pentru Ionuț Oprea, rezolvă din nou formația din Urlații, care are posibilitatea unui contraatac periculos, încearcă acest lucru pe banda dreaptă, avansează jucătorul cu numărul 8, Cătălin Dumitrache, în disputa sa cu Ionuț Crăciun, experiența apărătorului stânga de la Progresul Drăgănești iese în relief. Urmărim, prieteni, o partidă frumoasă și ne bucurăm că PH Sport poate oferi și de această dată un spectacol agreabil iubitorilor de fotbal din județ. Liga Prahova, principala competiție fotbalistică, care propune jocuri de interes, indiferent de pozițiile din clasament ale formațiilor. George Oprea, George Oprea, 20 de metri de buturi adverse, deschide bine pentru Vali Popescu. În interiorul careu de 16 metri, Vali Popescu, Vali Popescu, ocazie uriașă pentru Progresul Drăgănești, încearcă Vali Popescu să-l surprindă acolo pe Marian Stan. Era excelent plasat în fața porții adverse și Ionuț Oprea, George Oprea era acolo, el a cerut balonul, probabil că o rezolvare în această manieră ar fi condus la deblocarea tabelei de marcaj. Vali Popescu a încercat să reia către poartă, până la urmă s-a consumat și această fază de atac a echipei din Drăgănești, care este nevoită să rezolve acum prin Adrian Burchi, simplu, era presat acolo de unul dintre adversarii săi, trimite de la mijlocul terenului în afara suprafeței de joc. 33 de minute. Partida are rit, prieteni, minutele trec plăcut, spun eu, aici la Drăgănești, chiar dacă în continuare lipsește golul. Suntem așadar la egalitate, Progresul Drăgănești, Unirea Urlați, 0-0. Degajare pentru Marian Stan. Balonul depășește jumătatea terenului, Marian Savu în disputa cu Bogdan Dumitru, câștigă Daniel Băjenaru, care îl pune în posesie pe Vlad Badea, capitanul echipei gazdă, Vlad Badea. Autorul unui gol fabulos în partida de la Cocorăști Colț, Vlad Badea. Astăzi mai puțin prezent pe partea ofensivă, Vlad Badea. Marian Sav coboară George Oprea, îl găsește pe Adrian Burchi, urca și el în cealaltă jumătate a terenului. Meticulos așează aceste atacuri jucătorii de la Progresul Drăgănești, dar ei se lovesc în construcția ofensivă de această mare densitate a celor de la Unirea Urlați, undeva în preajma careului de 16 metri. Ionuț Crăciun! Ionuț Crăciun! Ce poziție bună are Ionuț Crăciun de a relua cu stângul piciorul său de bază spre buturile adverse, însă greșește execuția Ionuț Crăciun.
notabilă poziția în care l-a găsit acest balon, dar transmiterea a fost departe de pretențiile unui jucător cu asemenea experiență, consumându-se, iată, în acest minut 34, o altă fază ofensivă notabilă a Progresului Drăgănești. Tot echipa gazdă în atac, Ionuț George Oprea. Vlad Badea, primește Vlad Badea pe linia de tușă, pe partea dreaptă, în direcția de atac echipei sale. Driblează un adversar, încearcă cu piciorul drept să centreze. Respinge unirea un laț, o face însă până la Marian Savu. Revenit în formula sa de echipă, Marian Savu, metronomul de la mijlocul terenului. Ionuț Crăciun, 30 de metri de buturile adverse. Vali Popescu, Vali Popescu își caută o poziție bună. Vali Popescu șutează, se lovește balonul, de ce de la unirea Urlaz găsește până la urmă un culoar pentru a șuta către poartă. Vali Popescu o face în minutul 35, însă îl găsește la post din nou pe Marian Stan. Rămâne 0-0, Progresul Drăgănești, unirea Urlaz. Intervine acolo în ultima instanță George Nică, după ce eșuase în dorința sa de a reține balonul Adrian Burchi. Mircea Stancu, Vlad Badea. Vlad Badea încearcă o angajare pentru Ionuț Oprea. Să vedem această continuare. Ionuț Oprea încearcă să gândească o colaborare cu fratele său George, însă recuperare pentru Unirea Urlați. Capitanul Ștefan Ristea. Pe partea stângă au prins curaj și de la Unirea Urlații, prieteni, încercând să deseneze frumos către buturile lui George Ursea. Dincolo, posesie zdrobitoare pentru Progresul Drăgănești, însă ocaziile realmente periculoase la buturile lui Marian Stan, în afara celei transversale din secunda 40, au venit destul de rar. Intervine Eduard Neagu. Lovitură liberă pentru Unirea Urlații. Execuția va fi din propria jumătate a terenului. Nicolae Ghiță, veteranul acestei partide, omul care are în spate foarte multe sezoane la un nivel mai bun din fotbalul românesc, retras de foarte mulți ani acasă la Unirea Urlați, spune și el în continuare umărul la proiectul fotbalistic girat de factorii din localitate. Pe partea dreaptă, Unirea Urlați, Ionuț Crăciun rezolvă pentru Vali Popescu. Imediat în colții de jucătorii celor de la Unirea Urlaz par să fie destul de bine pregătiți tineri echipieri ai lui Cristian Grângașu. Pierde acolo Marian Savu, nepermis să pierzi un balon în acea zonă a terenului. Luptă bine și recuperează Marian Savu, revenit așadar în formula de echipă a celor de la Progresul Drăgănești. Marian Savu, combinație cu Vali Popescu, intervine bine Daniel Dobre, însă trimite în afara terenului de joc. Repunere pentru Progresul Drăgănești. Ritm foarte bun al partidei, însă se joacă sportiv, prieteni. Edi Neagu n-a avut nevoie de foarte, foarte multe intervenții pe parcursul acestei prime reprise, care se îndreaptă vertiginos către terminarea primului act. Vlad Badea schimbă direcția de atac pe partea stângă. Posesie pentru cei de la Unirea Urlați, se pierde acest balon. Interesantă încercarea de a schimba direcția de atac, însă mingea a fost prea lungă și iese în afara terenului de joc. Unirea Urlați din nou încearcă un atac. Vizat este Bogdan Dumitru, un jucător foarte, foarte înalt, mereu în preajma celor doi fundași centrale echipei gazdă, Adrian Burchi și respectiv George Nică. Marian Sav, Mircea Stancu, imediat vine omul său care îl marchează pe tot terenul. Este nevoie Mircea Stancu să întoarcă până la Marian Sav. Acum avansează mai convingător Vlad Badea. Vlad Badea, Vlad Badea cu celul stâng. Vlad Badea, ce poziție bună, dar ce execuție modestă a capitanului echipei gazdă. Minutul 38, 0-0, Progresul Drăgănești, Unirea Urlați. Pe marginea terenului și Mircea Chivu, directorul sportiv al echipei gazdă, care aleargă să aducă mingile care ies în afara terenului de joc. Repunere pentru Marian Stan. Același Longilin, Bogdan Dumitru luptă bine acolo. Andrei Tudor îl pune la treabă bine pe George Nică. Alertă de fiecare dată în defensiva celor de la Progresul Drăgănești la aceste atacuri ale tinerei garnitoria Unirii Urlați. Echipa care recuperează din nou balonul pe partea stângă. A fost offside văzut de la margine de Andrei Dan. Decizie validată de Edi Neacu și s-a mutat repede. Contraatac periculos al celor de la Progresul Drăgănești. Vali Popescu este pe partea stângă. Excelent angajat Vali Popescu de George Oprea.
întârzie o secundă suficient pentru ca Nicolae Ghiță, cu vasta sa experiență, să-l deposedeze acolo. Ce întârziere are Vali Popescu la această fază. Excelentă angajarea lui George Oprea. Urcă bine Vali Popescu pe partea stângă, ajunge față în față cu portarul advers, dar întârzie o fracțiune de secundă suficient pentru ca Nicolae Ghiță, excelent acolo în centrul defensivei Unirii Urlați, să-i răpească bucuria primului gol al acestei partide. Același George Oprea. Se retrage foarte, foarte mult, spuneam, pentru a primi baloane utilizabile. Construiește George Oprea. Vali Popescu. Reprimește George Oprea. Deplasat pe partea stângă în direcția de atac a echipei sale, iese balonul în afara terenului de joc. 40 minutul, lovitură de colț pentru Progresul Drăgănești. O nouă fază fixă așadar pentru formația pregătită de Daniel Toader. Deloc calm acolo pe marginea terenului și are toate motivele. Prima repriză se duce către un neașteptat 0-0. Să nu ne grăbim, însă vedem această fază. Marian Savu. Marian Savu într-o primă fază a încercat o deviere dintr-o poziție bună. Se întoarce și iată la balon pe Daniel Băjenaru. Întreaga formație a lui Daniel Toader în cealaltă jumătate a terenului. Vlad Badea, combinație cu Ionuț Crăciun. Ionuț Crăciun ajunge la balon, dar îl trimite în afara terenului de joc. Era un 1-2 promițător care l-ar fi pus pe Ionuț Crăciun într-o poziție bună, urcase tocmai pe partea dreaptă, opusă celei pe care evoluează în mod constant. Nu reușește să finalizeze cu o centrare periculoasă în fața porții adverse această acțiune de atac și vine rapid recuperarea și repunerea lui Marian Stan. George Nincă. Marian Sav, George Nincă. Cur bine, estetic pasele celor de la Progresul Drăgănești, echipă combinativă, e adevărat, dar foarte departe de poarta adversă, Ionuț Crăciun. Poate acum Ionuț Oprea, Ionuț Oprea, o fază care se anunță mai promițătoare. Vine bine la întâmpinare Nicolae Ghiță. Este angajat acolo Ionuț Oprea. Să vedem dacă ajunge cu piciorul stâng. Încearcă, așa cum era de judecat această fază, o angajare în fața porții adverse pentru fratele său, George Oprea. A venit bine la întâlnirea cu balonul, însă mingea poposește în brațele portarului Marian Stan. Degajare deja către Bogdan Dumitru. Luptă bine Bogdan Dumitru cu Adrian Burchi. Protejează balonul care iese în afara terenului de joc. Apărătorul central al formației Progresul Drăgănești. Repunere pentru gazde, Daniel Băjenaru. Vorbim de, de partea dreaptă, în direcția de atac a formației din Drăgănești, care pierde însă această poziție. Robert Nuțu indică o repunere pentru Unirea Urlați, care se petrece deja. A fost Ștefan Ristea. Bogdan Dumitru, Bogdan Dumitru pentru Andrei Tudor. Andrei Tudor încearcă un șut de la distanță. Andrei Tudor luptă acolo George Nincă. Agasanți în acest marcaj permanent pe care îl fac jucătorii de la Unirea Urlați. Cade Vali Popescu. Centralul Edi Badea spune, Edward Negu spune că nu este nimic. Lasă faza ză, continue. Însă nici cei de la Unirea Urlați nu au găsit cea mai bună continuare de această dată. 42 de minute, 3 minute, vom vedea câte zeci de secunde suplimentare va acorda Edi Neagu pe finalul acestei partide. Îl vedem pe marginea terenului și pe Adi Toader, președintele Progresului Drăgănești, cel spuneam plecat ca și jucător la o altă grupare, unde are șansa de a juca mai mult pentru a reveni după o accidentare delicată. Lipsește la acest capitol Gabriel Hănțoiu și chiar se întreba înaintea partidei Daniel Toader legat de absența fundașilor săi centrali. Iată, Octavian Badiu cu ușoare probleme medicale, este doar pe banca de rezerve. Gabriel Hănțoiu lipsește aproape două luni, caz în care astăzi configurația perechii de fundaș central este Adrian Burchi, George Nincă. Vlad Badea încearcă să-l angajeze pe Ionuț Oprea, însă intervine excelent, a spune Ștefan Ristea, capitanul echipei Unirea Urlați. Balonul iese în afara terenului de joc. Repunere grăbită pentru Unirea Drăgănești, pentru Progresul Drăgănești, Mircea Stancu. Pierde această posesie, posibilitate pentru Unirea Urlați. Pierdută de Bogdan Dumitru. Din nou Vlad Badea. Vlad Badea, deposedat Vlad Badea. Probabil și faultat acolo, dar Edi Neagu lasă jocul să continue. Este George Oprea. George Oprea pe partea dreaptă. Se apropie de careul de 16 metri. George Oprea îl vede pe Marian Savu, dar încearcă o angajare excelentă pentru Ionuț Oprea pe un culoar către buturile apărate de Marian Stan. Dacă ieșea acolo, minutul 44, această angajare era pericol iminent la buturile lui Marian Stan.
rămâne în aceste condiții doar o lovitură de colț și ea, care poate pune destule probleme apărării celor de la Unirea Urlați. Cornă de pe partea dreaptă! Este acolo Ionuț Crăciun! Reia cu capul dintr-o poziție excelentă Ionuț Crăciun și ratează o mare ocazie pentru echipa sa pe finalul primei reprize. Lovitură de colț de pe partea dreaptă a fost George Oprea la serviciu. Ionuț Crăciun din nou găsit într-o poziție favorabilă în fața porții adverse. Reia cu capul, însă o face peste poarta lui Marian Stan, refuzând foarte probabil varianta ca echipa sa să intre în avantaj la pauză. Spun asta pentru că suntem în ultimele secunde ale primei reprize. Nu am observat dacă Edineagu a dictat ceva suplimentar. Luptă Mircea Stancu pentru acest balon cu adversarul său direct, Cătălin Dumitrache, recuperare Mircea Stancu, Marian Savu, Bogdan Dumitru preia acest balon, însă Adrian Burchi rezolvă în fața atacantului echipei Unirea Urlați și vine angajarea lui George Oprea. Îl obligă prin prezența sa acolo pe Ștefan Ristea să trimite în afara terenului de joc. Se grăbesc cei de la Progresul Drăgănești, dar greșesc această repunere și iată posibilitatea pentru Unirea Urlați din nou de contraatac. A fost Bogdan Dumitru, Andrei Tudor nu a reușit să stopeze la timp acest balon. A venit Ionuț Crăciun care rezolvă faza trimițând balonul în brațele portarului George Ursea. Nu mai este nimic de făcut într-o primă repriză atractivă și echilibrată, prieteni, încheiată, surprinzător, cu un rezultat de egalitate 0-0. Pauză și pentru noi, ne întoarcem după cele 15 minute regulamentare.
Ne întoarcem, prietenii, la Drăgănești, ne pregătim de startul reprisei secunde în dispută, atât de interesantă în primele ei 45 de minute, între formația gazdă Progresul Drăgănești și Unirea Urlați este un surprinzător 0-0 pe fondul unei replici de bună calitate pe care o acordă astăzi Unirea Urlați. Mihai Ungureanu, directorul sportiv al echipei din Urlați, iată, este la mijlocul terenului, va fi operată o modificare. George Căpriță intră pe gazon în acest minut 46. Vom încerca să vedem cine este cel retras de pe gazon. Mai dificil aici de văzut acest lucru. Vom distinge noi pe parcursul transmisiei care începe, iată, în scurt timp pentru partea a doua a acestei partide interesante la Drăgănești. Așadar, echipa gazdă este la egalitate cu Unirea Urlați. Ne pregătim de startul reprizei a doua. A avut destule de discutat acolo Daniel Toader cu jucătorii săi la capătul primei reprize. Cu ce urmări, prieteni, vă vedea împreună cu PH Sport în repriza a doua a disputei dintre cele două formații care au oferit în primul act un spectacol atractiv. A lipsit doar golul. Iată-l pe Daniel Toader, trimițându-l la încălzire și pe Octavian Badiu. Spuneam la startul partidei, menajat acolo Octavian Badiu, dar probabil că va apela pe parcursul acestei reprize a doua și la serviciile acestuia Daniel Toader. Deocamdată însă lovitură liberă pentru Unirea Urlați. Marius Gurău a urcat bine jucătorii pregătiți de Cristi Crâncașu în cealaltă jumătate a terenului. Însă vine recuperarea lui George Opra pentru puține secunde, deoarece posesia este pentru Nicolae Ghiță, experimentatul apărător central, cel care dirigează, evident, pe colegii săi din postura în care se află. Acțiune interesantă a celor de la Unirea Urlați, rezolvă Mircea Stancu. O face însă până la noul intrat Daniel Dobre. Luptă acolo Ionuț Crăciun, însă mingea iese în afara terenului de joc. Urcase foarte bine Andrei Tudor, putea să centreze, de ce nu periculos, dacă ajungea la acest balon. Era bine situat și Ionuț Crăciun din colțul careului de 6 metri. George Ursea trece balonul în cealaltă jumătate a terenului, posibilitate pentru frații Oprea de a conlucra, este faultat acolo Ionuț în încercarea sa, dar devia pentru George Oprea, lovitură liberă pentru Progresul Drăgănești. Se prezintă deja la locul faptei Vlad Badea, capitanul echipei conduse de Nicu Mărgărit. Vine la locul execuției și Eduard Neagu. Vlad Badea, spuneam, unul dintre marcatorii partidei precedente, Vlad Badea, Vali Popescu, Ionuț Oprea în patru rânduri și George Oprea cu o dublă marcau pe terenul celor de la Unirea Cocorăști Colți. Iată că astăzi, după 45 de minute, echipa gazdă pregătită de Daniel Toader nu găsește drumul către gol. Însă să urmărim această lovitură liberă care se anunță periculoasă. Vlad Badea, Vlad Badea îl vede puțin ieșit pe portarul advers. Marian Stan încearcă o execuție surprinzătoare, însă mingea trece de puțin pe lângă bara transversală. Prima ocazie notabilă a reprizei secunde este trecută în dreptul echipei gazdă. Vlad Badea șutează din lovitură liberă. Interesant, dar balonul trece peste buturile apărate de Marian Stan. N-a avut foarte mult de lucru pe parcursul primei reprize, dar parcă afișează siguranța acest tânăr goalkeeper al echipei conduse de Cristi Crângașu. Din nou cei de la Unirea Urlații, capitanul Ștefan Ristea va repune de pe partea stângă fază de atac a echipei vizitatoare. Am văzut la pauză, prieten, foarte multă lume care a venit să vadă această dispută. Interesant, evident, vorbind de suporteri ai ambelor echipe. Așa, prea lungă, însă 50 este minutul, 0-0 în continuare. Progresul Drăgănești, Unirea Urlați. Arul supervizează acolo pe Costin Ferraru, care pierde posesia și iese mingea în afara terenului de joc. Nimă nimic. În configurația acestei partide vor urma și primele modificări în efectivul grupării Progresul Drăgănești. Până atunci însă, echipa gazdă repune de la margine. George Nincă, Mircea Stancu, Vali Popescu, Ionuț Crăciun. Ionuț Crăciun greșește o preluare simplă și scapă balonul în afara terenului de joc, oferind posesia celor de la Unirea Urlați. Pe aceeași parte dreaptă, să serviciu sau de ce nu, apărătorul dreapta al Unirii Urlați era bine plasat acolo, vorbind de George Căpriță, noul intrat la pauză în efectivul echipei pregătite de Cristi Crângaș. Repuderea le aparține acum jucătorilor echipei gazdă, George Oprea.
Generos în efort, George Oprea coboară foarte mult pentru a primi baloane utilizabile. Vlad Badea, execuție frumoasă, Vlad Badea, preluare, șut rapid, din întoarcere, cu piciorul stâng. Însă și de această dată șansa îl ocrotește pe Marian Stan. Spun asta pentru că un balon bine cadrat ar fi pus la grea încercare poarta celor de la Unirea Urlați. Construcția a fost însă una generoasă pentru echipa gazdă la această fază, care a rămas însă doar cu șutul expediat peste poartă. Repunere pentru Marian Stan. Recuperarea Adrian Burchi. Degajare care îl găsește pe Ștefanista, capitanul Unirii Urlați. Pe partea stângă iese balonul în afara terenului de joc. Repunere pentru Progresul Drăgănești. Este Daniel Băjenaru, apărătorul dreapta, care îl găsește pe Marian Sabu, spuneam un jucător revenit după suspendarea primită în partida cu CSU Boldești. Așadar, la precedenta dispută aici pe teren propriu a fost un 0-5 clar cu CSU Boldești, din condițiile speciale de la ora partidei de atunci, cu eliminarea atât de rapidă din partea centralului Andrei Moroiță, a capitanului Marian Savu. Absent acesta la Cocorăști Colț în disputa cu Unirea, iată pe Marian Savu relându-și locul obișnuit la mijlocul terenului Ionuț Crăciun. George Oprea, Ionuț Oprea arată mai bine această fază care continuă pentru Vlad Badea, intră în careul de 16 metri, Vlad Badea pierde un tempo important. Este nevoie să se întoarcă, nu se uită pentru a-l găsi pe Ionuț Oprea și balonul iese în afara terenului de joc. O altă conlucrare care nu dă roadele așteptate, la o fază care arăta bine pentru Progresul Drăgănești. Vlad Badea intră pe partea dreaptă, întoarce pentru Ionuț Oprea, dar acesta nu primește balonul acolo unde se aștepta. 53 minutul, rămâne 0-0, așadar Progresul Drăgănești, Unirea Urlați. Primele 7 minute din actul secund s-au consumat, prietenii, rămâne în continuare fără gol. Moment în care îl vedem căzut pe gazon, pe Daniel Dobre, primește îngrijiri medicale. Sperăm ca de fiecare dată când este vorba de un jucător accidentat, ca acesta să poată continua disputa. O partidă echilibrată, prietenii, peste așteptările multora, cu o replică bună venită de la Unirea Urlați. S-a aflat în prim plan echipa gazdă, ca și posesie, ca și contabilizarea acțiunilor ofensive, însă ocaziile realmente nu au fost foarte multe. Cele apărute însă ar fi trebuit, evident, speculate de jucători care au destulă experiență la acest nivel fotbalistic. Trec minutele, rămâne 0-0, dar în continuare favorit acestei dispute este Progresul Drăgănești, echipă care așteaptă runda viitoare pe teren propriu vizita celor de la CSU Băicoi. Până atunci însă trebuie traversate cu succes pentru echipa lui Daniel Toader minutele părții secunde în disputa de astăzi, care, iată, le readucem în prim plan în acest minut 55 pe Marian Stan. Degajare lungă, Marian Stan în cealaltă jumătate a terenului. Luptă vârful de atac, Bogdan Dumitru reușește să-i paseze una dintre colegii săi, încearcă să recupereze Adrian Burchi, nu reușește pentru că posesia aparține în continuare Unirii Urlați. Costin Ferraru, Costin Ferraru, centrare de pe partea stângă, periculoasă și o fază grea pentru apărarea celor de la Progresul Drăgănești. Ce bine a venit la întâlnirea cu balonul Bogdan Dumitru. S-a retras excelent Mircea Stancu acolo, ocazie uriașă pentru Unirea Urlați. Ce avertisment primește trupa lui Daniel Toader în acest minut 54. O trimitere de pe partea stângă, se retrage excelent acolo Mircea Stancu și îl oprește. Din drumul către gol se prefigura o mare surpriză dacă reușea Bogdan Dumitru să marcheze la această fază. Vine repede replica Progresului Drăgănești, însă pasa lui Vali Popescu de pe partea stângă la limita careului de 16 metri trimite balonul în afara terenului, deși erau câțiva dintre colegii săi bine amplasați acolo în dorința de a primi această minge. Repunere Marian Stan. Limita careului de 6 metri, degajare a lui Marian Stan, portarul celor de la Unirea Urlați. Recuperare pentru George Nincă. George Nincă într-un post mai avansat, aici unde este mai bine un jucător care are posesie bună. George Nincă, Ionuț Oprea, Ionuț Oprea! Șut către gol și se întinde. Excelent acolo portarul Marian Stan. A judecat bine această fază
Ionuț Oprea încearcă să-l surprindă cu un lob la colțul lung pe portarul Stan. Ce bine a avansat George Nincă, foarte probabil locul unui jucător de acest gen este undeva mai aproape de poarta adversă. A fost o fază elocventă din acest punct de vedere. Lovitură de colț pentru trupa din Drăgănești. Era acolo Ionuț Crăciun, încearcă să rea către poartă, însă nu o poate face, prea lungă această trimitere și se epuizează. O altă fază notabilă pentru Progresul Drăgănești. Nu se grăbește portarul Marian Stan la această repunere. E adevărat că nici nu avea cine să-i transmită mingea de pe marginea terenului. Unii au las rezistă, iată, aici la Drăgănești, chiar dacă formația gazdă pare că a început mai bine, prieteni, repriza a doua, însă desemnată ar fi, în urmă cu doar câteva secunde, acea ocazie uriașă a lui Bogdan Dumitru, sau de ce nu intervenția excelentă a lui Mircea Stancu la faza respectivă. Ionuț Oprea, George Oprea, George Nincă. Ionuț, George Oprea, George Oprea, angajare bună pentru Vali Popescu. Vali Popescu, prea mult vrea Vali Popescu acolo, în încercarea de a-și așeza bine balonul pentru o poziție viitoare. Întârzie foarte mult, rapiditatea în execuții face diferența de cele mai multe ori, chiar și la acest nivel fotbalistic. Iar Vali Popescu chiar are această calitate a unui jucător rapid cu mingea la picior. Însă, puțin mai devreme, s-a complicat și a oferit un moment de respiro echipei din Urlaz, care l-a deposedat la timp. Unirea care încearcă acum, de pe partea stângă, trimite în afara terenului de joc. Parcă crește presiunea trupei lui Nicu Mărgărite. Daniel Băjenaru, de pe partea dreaptă. Daniel Băjenaru reprimește de la Ionuț Oprea. Marian Savu. Marian Savu încearcă să-l angajeze pe Vlad Badea. Nu reușește Vlad Badea să rețină în teren acest balon și minutele se scurg. 58 acum, minutul 0-0. Progresul Drăgănești, Unirea Urlați. Daniel Băjenar, George Nincă. George Nincă, George Nincă rămâne în continuare la balon. Excelentă angajare pentru George Oprea. Să vedem dacă ajunge primul la balon. George Oprea, într-adevăr, pasă înapoi pentru Vlad Badea. Vlad Badea pătrunde pe partea dreaptă. Centrare în suprafața adversă de pedeapsă. Respinge Nicolae Ghiță și vine șutul periculos și bine plasat al lui Marian Savu. Cu pământul reține până la urmă Marian Stan, portarul celor de la Unirea Urlați. Da, jocul a căpătat, prieten, altă orientare, foarte probabil și decizia inspirată, spun eu, a lui Daniel Toader de a-l muta la mijlocul terenului. A oferit o poziție mai avansată lui George Nincă, un jucător care are calitate și la nivelul de construcție să ducă la această dominare presantă a formației gazdă. Însă nu uităm ocazia de mai devreme a lui Bogdan Dumitru, care a fost deposedat in extremis de Mircea Stancu în momentul în care se pregătea să reia către poarta adversă de la 6 metri de buturile apărate de George Ursa. Urmăresc frații Oprea acolo, însă degajează Marian Stan și îl găsește bine pe Nicolae Ghiță, care nu se complică degajarea în cealaltă jumătate a terenului. Recuperare pentru Marian Sav. Greșește Marian Savu serviciul. Vizat era Ionuț Crăciun. Să vedem continuarea celor de la Unirea Urlați. Calm acolo, Adrian Burchi, Marian Savu, George Nincă, George Nincă. Faultat acolo, George Nincă. Vede bine această fază Edi Neagu, era foarte bine plasat, centralul acestei partide, care a condus exact Edi Neagu. N-a avut probleme deosebite pe parcursul celor 60 de minute care sunt pe cale de a expira în scurt timp. George Oprea pentru Ionuț Oprea. Încep să apară, prieteni, nervi în tabăra echipei Progresul Drăgănești, care, iată, nu reușește, după o oră de joc, să găsească drumul către gol în partida în care este în continuare mare favorită în duelul cu ultima clasată, Unirea Urlați. Peste așteptări, credeți-mă, prestația celor de la Unirea Urlați, doar dacă ne uităm la faptul că această echipă, la ora la care vorbim, nu are, după 20 de etape, nici măcar un punct în clasament. Mircea Stancu, George Ursa, este presat acolo și degajează, însă recuperare pentru Unirea Urlați. Marian Sav, George Nincă, vine la sprijin Vlad Badea, dar nu primește Vlad Badea, se uite bine George Nincă și încearcă o angajare pe partea stângă pentru Vali Popescu. Vali Popescu rămâne la balon, intervenție stângace de această dată a lui George Căpriță. Vali Popescu, Vali Popescu centrează, o face, însă spune destul de târziu și greșit, pentru că trimite chiar pe colțul careului de 6 metri, unde era amplasat portarul Marian Stan.
veniseră pentru eventual întâlnire cu balonul. Ionu și George Oprea strânsese bine și Vlad Badea, însă execuția lui Vali Popescu, nici el foarte inspirat astăzi. Poate ne contrazice în minutele care mai sunt de jucate. George Oprea, generos în efort George Oprea, cu bară foarte mult pentru a primi balane utilizabile. Vlad Badea încearcă să-l găsească pe Daniel Băjenaru, urcat bine la sprijin, însă intervine la timp purtătorul tricoului cu numărul 4 acolo și trimite în afara terenului de joc. Repunere de la margine, însă nu este găsit nici măcar unul dintre jucătorii de la Progresul Drăgănești, posibilitatea de a ieși constructiv din propria suprafață a terenului este Cătălin Dumitrache, însă recuperare pentru Progresul Drăgănești. Ritmul, prieten, este unul foarte, foarte bun, absolut mulțumitor felul în care se joacă, se derulează acțiuni la ambele porți, se încearcă construcții ofensive de fiecare parte. Este căzut pe gazon unul dintre jucătorii de la Unirea Urlați, însă Edineagul lasă jocul să continue. Excelent serviciu pentru Vlad Badea, pasă aia aparținul lui George Nincă. Vlad Badea este deja înconjurat de doi adversari. Îi pasează lui Daniel Băjenaru, centrare acolo, însă se lovește de primul adversar, Costin Ferraru. Abia în acest moment Edineagu vrea să vadă care este starea jucătorului accidentat. Se ridică acesta și cred că va putea continua partida. Nu, este schimbare în acest moment la Unirea Urlați. Antonio Țigău este cel care intră pe gazon și părăsește terenul jucătorul cu numărul 8, Cătălin Dumitrache. Minutul 60, așadar o nouă mutare efectuată de Cristian Crângașu, antrenorul celor de la Unirea Urlați, cel care a venit aici cu un contingent de tineri de perspectivă, după ce vedem astăzi de la Viitorul Colceac. Ionuț Oprea pierde o posesie, însă recuperează George Nincă pe piciorul stâng. George Nincă are șansa de a cadra bine acest balon. Întârzie puțin și prinde pe exterior acest șut care l-ar fi pus la grea încercare pe portarul Marian Stan dacă balonul găsea cadrul porții adverse. Scapă însă și de această dată, imprecis în execuție, spune acolo. De foarte multe ori în preajma porții adverse, jucătorii pregătiți de Daniel Toader. Am avut puțin mai devreme o altă fază de acest gen. George Nincă, un bun șutor cu piciorul stâng. Moment în care Vlad Badea are ceva de vorbit cu Edineagu acolo. Am văzut și tabla cu schimbări pe marginea terenului. Există și așa ceva aici la Drăgănești. Să ne întoarcem să la joc. Ionuț Oprea. Ionuț Oprea devansat acolo de jucătorul cu numărul 16, Daniel Dobre. Recuperare. Vali Popescu arată promițător această fază. Vali Popescu nu găsește nici el cadrul porții. Ce păcat de aceste execuții care vin în una unor faze bine construite până aproape de careul advers, însă pare că și ghinionul îi lovește astăzi în astfel de execuții pe jucătorii pregătiți de Daniel Toader. Vine repede o replică a celor de la Unirea Urlați, însă intervine Ionuț Crăciun, îl găsește pe George Oprea. Ionuț Oprea, George Oprea, este și Vali Popescu, dar urcă bine pe benzile laterale Vlad Badea și respectiv Ionuț Crăciun. Să vedem continuarea. Vali Popescu în poziție de offside. Pare că și-a pierdut și încrederea Vali Popescu. Nu mai încearcă să rezolve prin acțiuni individuale. Pasează foarte, foarte repede. Acum prins în poziție de offside, fază petrecută în minutul 65. Deja primele 20 de minute ale actului secund s-au scurs deja, prieteni. Și rămâne un surprinzător, repet acest lucru, 0-0, Progresul Drăgănești, Unirea Urlați. Alargă bine acolo Bogdan Dumitru, deposedat de Marian Savu și el generos în efort la revenirea în formula de echipă a celor de la Progresul Drăgănești, dar serviciul său îl pune la grea încercare pe Vali Popescu. Recuperează până la urmă Vali Popescu, Daniel Băjenaru, Vlad Badea trimite în afara terenului de joc Unirea Urlați prin capitanul Ștefan Ristea. Gazdele trimit de pe partea dreaptă. George Oprea, Marian Savu luptă bine pentru balon. Cei de la Unirea Urlați fără posibilitatea de a recupera. Ce greșeală face Ionuț Crăciun, îi oferă cadou un balon. Formație vizitatoare luptă acolo Bogdan Dumitru.
În ciuda intervenției lui Adrian Burchi, posesia rămâne pentru Unirea Urlați. Costin Ferraru întoarce pe linia de fund la capitanul Ștefan Rista. Încearcă o angajare lungă, Ștefan Rista găsește acolo doar pe Mircea Stancu, excelentă devierea lui George Nincă, Vlad Badea. Vlad Badea pasă pe culoar pentru Ionuț Oprea, să vedem continuarea lui Ionuț Oprea, pasă la fratele său, George Oprea pătrunde, pasă în fața porții adverse și intervenție admirabilă din nou a lui Nicolae Ghiță. Ce soluții găsește Nicolae Ghiță, flerul și experiența acestuia, oprește o nouă fază importantă a celor de la Progresul Drăgănești, fața continuă cu Bășenaru pe partea dreaptă, George Oprea, centrare, George Oprea, Vlad Badea, șuta a lui Vlad Badea, excelentă încercarea lui Vlad Badea, se lovește baronul de bara din dreapta porții lui Marian Stan. Câte faze de acest gen să mai ai până când găsești cadrul porții adverse, șutează din prima, Vlad Badea o face excelent cu piciorul stâng, însă balonul se lovește de bara porții lui Marian Stan în doar câteva zeci de secunde. Unirea Urlat scapă de gol în două faze bine construite, intervine Nicolae Ghiță in extremis în fața lui Ionuț Oprea, vine reluarea exactă cu piciorul stâng a lui Vlad Badea, care trimite balonul în bara din dreapta porții echipei din Urlat. Să vedem lovitura de colț pentru Progresul Drăgănești. Înalt acolo este George Nincă, cade în suprafața adversă de pedeapsă. Nu poate fi vorba însă de un penalti acolo. Recunoaște acest lucru și George Nincă. Atacuri peste atacuri ale Progresului Drăgănești. Apelează, iată, Daniel Toader și la Octavian Badiu, spuneam, menajat în această partidă, dar configurația tabelei de marcaj îl obligă pe Daniel Toader și la o astfel de mutare, apelează pentru ultimele 25 de minute și la Octavian Badiu. Până atunci să ne întoarcem la joc. Vlad Badea. Vlad Badea pasă pentru George Nincă. A căpătat clar altă culoare pe partea ofensivă urcarea lui George Nincă. Și Mircea Stancu are calității pentru acest post, le-a arătat în destule partide. Însă Nincă are un serviciu de mai excelentă calitate pe piciorul stâng. George Oprea, George Oprea a oprit. De cine altul? Nicolae Ghiță. Schimbare la acest moment, iese Daniel Bojenaru, minutul 68, prieteni. Se pregătește această mutare după faza care l-are ca protagonist pe Vali Popescu. Din nou Vali Popescu și, evident, din nou Nicolae Ghiță. Angajare lungă pentru vârful de atac, Bogdan Dumitru rezolvă, Mircea Stancu până la George Nincă, deposedat George Nincă și se poate construi un atac al celor de la Unirea Urlați. Andrei Tudor pe partea dreaptă, se retrage bine acolo și Ionuț Crăciun, să vedem continuarea. Centrare în fața porții adverse, rezolvă Mircea Stancu, trimite în afara terenului de joc și foarte probabil la acest moment vine și schimbarea de care vorbim. Iese de pe gazon Daniel Bojenaru și intră Octavian Badiu. Prestație bună pentru tânărul Daniel Bojenaru în cele aproape 70 de minute în care s-a aflat pe gazon. Să revedem acum redistribuirea liniei de fund a lui Daniel Toader și rea locul obișnuit acolo Octavian Badiu. Trece și mai avansat Mircea Stancu. Mutări peste mutări pe care le face Daniel Toader în căutarea soluții ideale pentru ca echipa sa să reușească în sfârșit să deschide scorul, dar acum fază importantă pentru Unirea Urlați și face bine un balon acolo pe piciorul drept, șutează de la 18 metri, mingea este atenuată în drumul către poarta lui George Ursea, a fost Ștefăniță Nichita. Ce poziție bună și făcuse pentru piciorul drept, reține până la urmă George Ursea fără emoții după ce balonul a fost atenuat în drumul său către plasa porții adverse de unul dintre apărătorii echipei Progresul Drăgănești. Repunere pentru echipa vizitatoare. Moment în care intrăm în minutul 71 al confruntării de la Drăgănești, Progresul și Unirea Urlat se află în continuare la egalitate 0-0. Spuneam, prieteni, asistență generoasă aici la Drăgănești, la partida care o pune formației gazdă. Locul 6, la ora jocului, cu 36 de puncte, ultima clasată, Unirea Urlați, fără punct câștigat în acest sezon. Terenul se prezintă în condiții bune, vremea este una prietenoasă, s-a mai și încălzit, dimineața era puțin mai rece, așa că sunt toate ingredientele unui spectacol fotbalistic care ne-a satisfăcut până acum. Iată-l pe George Oprea, ocazie mare pentru Progresul Drăgănești, șutează George Oprea
respinge într-o primă fază Marian Stan. Era Ionuț Oprea acolo, pregătit pentru a relua balonul către plasa porții adverse, însă se repliază la timp portarul Marian Stan și plonjează pentru a pune stăpânire pe acest balon degajat deja în cealaltă jumătate a terenului, fără adresă de această dată. Iese mingea în afara terenului de joc. Repunere pentru Progresul Drăgănești. Adrian Burchi, cel care îl caută pe Oprea. Repune de la margine pentru Vlad Badea. George Oprea, Ionuț Oprea în postură de vârf de atac. Vali Popescu foarte departe. Marian Sav așează din propria jumătate a terenului o nouă fază ofensivă. Octavian Badiu, Vali Popescu. Preluare greșită a lui Vali Popescu, de care profită cei de la Unirea Urlați, însă insistă Vali Popescu, recuperează. George Nincă, 30 de metri de butură adverse. George Oprea, angajare pentru Ionuț Oprea, însă prea lungă această minge și plonjează din nou Marian Stan. Jocul prieten se derulează cu precădere în repriza a doua, într-o singură direcție către buturile apărate de Marian Stan. Câteva poziții notabile pentru a găsi golul ale celor de la Progresul Drăgănești, dar tabela de marcaj rămâne insensibilă la aceste eforturi permanente pe care le fac jucătorii lui Daniel Toader. Dincolo rămâne pentru Unirea Urlați ca armă principală în repriza a doua, încercarea de a găsi un contraatac de calitate, așa cum s-a întâmplat și puțin mai devreme, stopat de către Octavian Badiu. Crește ritmul în cealaltă jumătate a terenului. George Oprea. George Oprea. Excelentă angajare pentru Mircea Stancu. Mircea Stancu. Mircea Stancu. Insistă la acest balon și vine prima reușită a acestei partide. 72 minutul. Gol Progresul Drăgănești. Mircea Stancu, jucătorul revenit după o pauză obligată de la locul de muncă. Iată, insistă la acest balon. Putea relua din prima, o face, se atinge balonul de Marian Stan, revine în mod fericit la Mircea Stan, cu care nu mai greșește și în sfârșit, spuneam, vine deschiderea scorului în acest moment, 73 minutul, 1-0 pentru Progresul Drăgănești în disputa cu Unirea Urlații. Mircea Stancu, am putea să-l credităm la această reușită drept coautor și pe antrenorul Daniel Toader, care a mutat puțin mai devreme, spuneam. Riscă și cu Octavian Badiu, nerefăcut complet, îl trimite la locul obișnuit, îl urcă mai aproape de poarta adversă pe Mircea Stancu, care a îndeplinit în această partidă numai puțin de 3 roluri: atacant, mijlocaș central și fundaș central. Iată-l acum la această angajare excelentă. Mircea Stancu reușește finalmente să deblocheze tabela de marcaj. Îl pierde Cristi Crângașu și pe Nicolae Ghiță, unul dintre remarcații acestei dispute. Câteva intervenții de acuratețe în situații limită pentru echipa sa. Nicolae Ghiță, care părăsește terenul accidentat, se rea partida de la centru. Progresul Drăgănești, rod al existenței ofensive din partea secundă, deschide scorul Mircea Stancu. Așadar, situația actuală de pe tabela de marcaj nu scade cu nimic, prieteni, din meritele acestei meritoase formații Unirea Urlați, care s-a ridicat pe tot parcursul disputei la înălțimea adversarului Progresul Drăgănești. În grafic acum și pe tabela de marcaj și nu mai pare să fie prieten, o formalitate. Spun asta că ne uitam și ieri la CSO Băicoi, liderul de necontestat la acest moment al campionatului județean, victorie cu 5-1 cu Unirea Cocorăști-Colț, o echipă depășită mult mai clar de Progresul Drăgănești în deplasarea trecută. Așadar, disputele sunt de foarte multe ori echilibrate și evident că Nicu Mărgărit, Daniel Toader și cei care se ocupă de echipa din Drăgănești, șut la poartă acum al lui George Oprea de la 18 metri pe spațiul porții apărate de Marian Stan, care a avut destul de lucru în repriza a doua, însă s-a achitat foarte bine de sarcini. Spuneam, ar dori evident Nicu Mărgărit, Daniel Toader și toți cei care fac parte din anturajul echipei gazde, este evident prezent la această partidă și Ionuț Georgian Toma, primarul din Drăgănești, ar vrea ca aceste caracteristici ale unui echilibru pregnant să fie vizibile și în partida atât de importantă pe care o vom traversa tot împreună duminica viitoare. Aici la Drăgănești, ocazie mare de egalare pentru Unirea Urlați, neatenție acolo în centrul defensivei formației gazdă și rea cu capul Bogdan Dumitru dintr-o poziție foarte, foarte bună. A avut egalarea acolo pe cap acest Bogdan Dumitru, în momentul în care Vali Popescu părăsește terenul și intră George Pârvu, minutul 75 al acestei
partide. Vali Popescu, generos în efort, a încercat să facă multe acolo. Nu a reușit astăzi să fie jucătorul determinat pe care îl așteaptă la fiecare partidă cei de la Progresul Drăgănești, însă evident că revanșa acestuia poate veni în amintita partidă cu CSU Băicoi, de care spuneam urmează duminica viitoare. Însă jocul de aici, prieteni, nu este deloc încheiat. Minutul 76. Unirea Urlații oferă în continuare o replică notabilă echipei gazdă, care conduce în sfârșit pe tabela de marcaj. Reușita lui Mircea Stancu asigură acum acest avantaj minim, dar deloc confortabil, la felul în care arată în continuare ostilitățile aici la Drăgănești. Unirea Urlați capabil în orice moment să pună probleme, așa cum se întâmplă și în acest moment. Adrian Burchi trimite în afara terenului de joc, minutul 76, lovitură de colț pentru Unirea Urlați de pe partea stângă, în direcția de atac a formației pregătite de Cristi Crângaș. Prezență bună a celor echipați în albastru, jucătorii formației vizitatoare încearcă să-și găsească cele mai bune poziții. Rea cu capul dintr-o postură dificilă de această dată Bogdan Dumitru. Recuperare pentru Mircea Stancu, unul dintre remarcații acestei partide, spuneam, prezență bună, generos în efort, indiferent de postul în care a fost distribuit, și iată-l și marcator al golului, care asigură până acum acest 1-0 pentru echipa gazdă. Acțiune individuală ale George Nincă, care încheie această fază cu un serviciu de calitate acolo în încercarea de a-l găsi pe Ionuț Oprea. Este faultat capitanul echipei Unirea Urlați, Ștefan Ristea, își cere scuze, Ionuț Oprea. Cu siguranță nimeni nu credea, prieten, că va fi o formalitate astăzi pentru Progresul Drăgănești, echipă care venea după reconfortantul 8-3 obținut în deplasarea de la Cocoroștii Colț, dincolo partida trecută pe teren propriu, 1-3 cu avântul Măneciu. După ce la pauză conduceau cei de la Unirea Urlații, cele 3 puncte au ajuns în contul mânecenilor. După pauză, trupa lui Dorinel Beznea. Daniel Toader a suferit și el destul pe marginea terenului, alături de cei care sunt acolo în preajma sa, și probabil că aceasta va fi starea până la finele partidei de care vorbeam. Mă întorc, nu părea o formalitate. Fiecare partidă trebuie să fie tratată foarte, foarte serios pentru a fi ferită de orice surpriză neplăcută. Unirea Urlați în atac. Ștefan Ristea pe partea stângă încearcă să creioneze o fază de atac care nu le oferă însă oaspeților decât posibilitatea unei repuneri de la margine. Irosită și ea. Balonul revine pentru cei de la Drăgănești, moment în care se petrece o nouă modificare la echipa condusă de Daniel Toader. Vlad Badea părăsește terenul în acest moment, îi oferă banderola lui Marian Savu. Intră pe gazon cu numărul 17 Ilie Simion. Generos în efort și astăzi Vlad Badea, câteva execuții notabile, foarte aproape de gol, dar n-a mai venit și reușita spectaculoasă pe care am văzut-o în partida de la Cocoroștii Colț. Și o nouă redistribuire, dacă văd bine, în așezarea celor de la Progresul Drăgănești. Ionuț Crăciun va trece undeva în zona mediană a terenului. Nu, străsese foarte bine la această fază Ionuț Crăciun. Preluare excelentă al lui George Oprea. Intervine foarte bine Marius Gurău și repește posibilitatea de a continua această fază lui George Oprea. Spuneau și el unul dintre remarcații partide de astăzi, foarte generos în efort, a căutat de fiecare dată cele mai bune soluții, a coborât foarte mult spre mijlocul terenului pentru a primi baloane utilizabile, câteva servicii de excelentă calitate. A lăsit doar golul pentru George Oprea în completarea unei prestații excelente, spune eu, astăzi, chiar dacă în continuare tabela de marcaj arată un șubret să recunoaște 1-0 pentru Progresul Drăgănești. Recuperare pentru Bogdan Dumitru, care este faultat din spate și la doar câteva secunde după ce intră pe gazon. Iată, primește cartonașul galben Ilie Simion. Prilej pentru o lovitură liberă în contul echipei Unirea Urlați, care deplasează toți jucătorii dincolo de jumătatea terenului. Epuizăm minutul 80 și rămâne 1-0. Progresul Drăgănești, Unirea Urlați, reușită trecută în dreptul lui Mircea Stancu. Ne pregătim de această repunere a balonului de către Unirea Urlați, o lovitură liberă care trimite în preajma careului advers foarte mulți dintre fotbaliști echipați în tricouri albastre.
distanță mare de poarta lui George Ursea, înalt acolo, evident că este vizat o lovitură de cap dintr-o poziție dificilă, vizat era Bogdan Dumitru, dar balonul l-a depășit de această dată și a fost reluat cu capul de către Costin Ferraru. Poziția dificilă, se și resimte Ferraru, a trimis pe spațiul porții, excelentă deviere către Ionuț Oprea, Ionuț Oprea, deviera ea aparținutului Mircea Stancu, ajunge la întâlnirea cu balonul, destul de târziu acolo, și închisese foarte mult unghiul, era nevoie de o găselniță a lui Ionuț Oprea pentru a trimite balonul în plasa porții adverse, dar devierea lui Mircea Stancu merită din nou apreciată. Unirea Urlați încearcă să construiască acest atac, ridică foarte mult piciorul acolo la capul lui Marian Sabu, dar balonul aparține celor de la Unirea Urlați. A fost Hens, a văzut bine Edi Neagu, care le oferă această posibilitate a unei alte lovituri libere, de ce nu periculoase, pentru cei de la Unirea Urlați, la serviciu Marius Gurău. Toți fotbaliștii, formații vizitatoare, mutați în cealaltă jumătate a terenului. Pentru Progresul Dragănești rămâne doar Ionuț Oprea la serviciu! Fasă notabilă, urmăreau acolo foarte, foarte aproape de a relua balonul. A fost Antonio Țigău. O nouă fază periculoasă a celor de la Unirea Urlați. Emoțiile persistă la buturile lui George Ursea. Octavian Badiu trimite în afara terenului de joc, foarte simplu, așa cum se cere într-o astfel de fază. Daniel Toader își consultă cronometrul. E nevoie, ca de aer, de cele trei puncte la Drăgănești pentru ca echipa să îndeplinească obiectivul fixat de Nicu Mărgărit. 6 puncte în disputele cu Unirea Cocoroștii Colți și respectiv Unirea Urlați, tocmai pentru ca echipa antrenată de Daniel Toader să primească în bune condiții etapa viitoare într-un meci așteptat deja cu mare interes pe CSO Băicoi. Să sperăm atunci că și vremea va fi prietenoasă, asistența sigur va fi una generoasă între două echipe situate în prima parte a clasamentului, liderul CSO Băicoi și Progresul Drăgănești, care își va păstra această poziție onorantă în primele 6 grupări ale principalului campionat județean, Liga Prahova. Iată că mută bine Unirea Urlați jocul în finalul partidei către buturile lui George Ursea. Spuneam că emoțiile rămân la ele acasă pentru echipa lui Daniel Toader. Vine o nouă lovitură liberă de pe partea dreaptă în direcția de atac a celor de la Unirea Urlați. Prezență bună în careul advers a jucătorilor care poartă tricouri albastre. Minutul 83. Intrăm în minutul 84. Fluieră Edi Neagu. Șut de la distanță. Periculos! Periculoasă intervenție a portarului George Ursea. Cu piciorul, prieten, a fost o deviere nefericită acolo, care l-a pus la un moment dat în reală dificultate pe George Ursea și trece incredibil Unirea Urlați pe lângă egalare în acest minut 84. Este căzut pe gazon jucătorul echipei gazdă, care a fost atins la această deviere. Cum s-a dus balonul la colțul scurt, am fi putut asista la o mare surpriză în acest minut 84. George Ursea se întinde și respinge cu piciorul de la colțul din stânga al barei porții sale. Ce ocazie uriașă are Unirea Urlați, echipă care, iată, nu cedează pe finalul acestei partide în căutarea golului egalizator. Emoții în continuare pentru Progresul Drăgănești. Căzut pe gazon, această deviere este Mircea Stancu. El a deviat, evident, nefericit balonul acolo, primește în continuare îngrijiri medicale. Ne vom întoarce odată cu fluierul lui Edi Neagu la lovitura de colț pe care o va executa de pe partea dreaptă capitanul Ștefan Ristea. Iese în afara terenului Mircea Stancu, dar va putea reintra mai apoi pentru a fi alături de echipa sa în ultimele minute intense la acestei dispute. Corner de pe partea dreaptă, Ștefan Ristea în altă suprafață adversă de pedeapsă. Din nou acolo neclaritate în zona centrală a apărării Progresului Drăgănești. Posesie care aparține în continuare pentru Unirea Urlați, luptă bine pentru balon Marian Savo, nu reușește să recupereze. Fază bună echipei vizitatoare, ocazie bună pentru Unirea Urlați, jucătorul cu numărul 15, Cătălin Andrei. Ce se întâmplă în defensiva echipei pregătite de Daniel Toader, care și el pe marginea terenului intervine, încearcă să își motiveze bine elevii pe finalul acestei partide.
85 de minute trecute deja și încurajează echipa Daniel Toader, le cere evident mai multă atenție și precauție pe partea defensivă. Am văzut în ultimele minute câteva acțiuni foarte bune ale Unirii Urlați, echipă care luptă finalmente pentru o mare surpriză aici, însă să vedem acest contraatac al echipei gazdă. George Oprea primește de la fratele său o minge destul de lungă, o reține și încearcă să treacă de Ștefan Ristea cu execuție pretențioasă. Ștefan Ristea trimite în afara terenului de joc. Secunde prețioase și pentru Progresul Drăgănești. Va fi o repunere de la marginea lui George Oprea pentru fratele său Ionuț. Reprimește George Oprea. Ionuț Oprea pe partea dreaptă, departe însă de poarta adversă. George Nică greșește, dar reține balonul. Este la sprijin și Marian Savu. Iese bine George Nică din această fază. Să vedem continuarea. Întârzie George Nică, încearcă să recupereze acum, dar posesie pentru Alexandru Andrei. Alexandru Andrei cade fără să fie faultat și vine George Nică, care îl faultează acolo. Intervine târziu în fața lui Costin Ferraru. Îl faultează, îl calcă acolo fără să vrea. Bine că nu este nimic grav. George Nincă întârzie puțin și îl capcă pe adversarul direct. Bine că nu este ceva foarte, foarte grav. 87 minutul. Trec greu pentru cei de la Progresul Drăgănești, în condițiile în care Unirea Urlați, iată, forțează egalarea. O prestație n-a spune deloc convingătoare astăzi a Progresului Drăgănești, dar foarte probabil la final vor conta cele 3 puncte care vor rămâne în posesie echipei conduse de Nicu Mărgărit. Ionuț Oprea singur între trei apărători adversi și nu reușește să facă mai multe. Și din nou pentru Progresul Drăgănești, foarte mare distanță între linii. Iată, s-au retras cu toți jucătorii aproape în propria jumătate a terenului. Ionuț Oprea. Ionuț Oprea vine din poziție de offside la această fază, validată de asistentul Andrei Dan. Ștefan Ristea. Recuperare pentru Progresul Drăgănești, echipă care trebuie să tempereze, nu o poate face însă din păcate aceste minute în care posesia aparține clar Unirii Urlați. Este nevoie de mai multă claritate pe final de partidă, în încercarea de a ține balonul departe de buturile apărate de George Ursa, cel care a intervenit salvator în urmă cu doar câteva minute la o minge grea pe spațiul porții sale. Să vedem această acțiune de atac a fraților Oprea. Vine inepuizabilor Mircea Stancu. Caută o bună poziție, avansează pe partea dreaptă Mircea Stancu. Va centra Mircea Stancu, face foarte bine! În doi timpi prinde portarul Marian Stan. Era acolo bine plasat Ionuț Oprea, însă nu s-a putut întâmpla nimic. Poate la această fază George Pârvu. George Pârvu în offside, vede de la margine Andrei Dan. Combinația a fost cu George Nincă. 2 minute până la finele timpului regulamentar. Vom vedea Edineagu ce supliment acordă acestei dispute intense, prieteni, foarte, foarte echilibrată, chiar dacă aici la Drăgănești a venit ultima clasată Unirea Urlați. Prestația acestei echipe a fost una încurajatoare. Dincolo a condus jocul în permanență Progresul Drăgănești, însă lipsa de inspirație în fazele importante de poartă facă diferența să fie doar una minimă până acum. George Oprea întârzie și George Oprea, însă luptă până la urmă Marian Savu și rezolvă simplu această fază. Oboseala spune evident cuvântul, un singur minut de joc până la terminarea acestei partide. Spune că vom vedea Edineagu câte minute suplimentare va acorda. Adrian Burchi trimite în afara terenului de joc pentru a mai câștiga câteva secunde importante. Repune deja Ștefan Ristea. Greșește Ștefan Ristea și el. Se grăbesc tinerii jucători ai Unirii Urlați. Marian Savu lasă balonul pentru Adrian Burchi. Intrăm în minutul 90, prieteni. Progresul Drăgănești, Unirea Urlați, 1-0. O formație gazdă care mai are de suportat 3 minute până când va putea savura a doua victorie consecutivă după succesul reconfortant de la Cocorăști Colț. 1-0 cu Unirea este acum un avans la limită. 1-0 cu Unirea Urlați. Repunere pentru formația din Drăgănești. Mircea Stancu. Admirabil a spune efortul acestui Mircea Stancu, care a luptat peste tot pe parcursul acestei partide și mai mult decât atât, chiar dacă vorbim de un jucător care are în general
atribuții defensive, este autorul golului care ar putea aduce la final 3 puncte muncite și de ce nu meritate pentru Progresul Drăgănești. O echipă puternică, așa cum se vrea, se naște aici la Drăgănești. Trebuie să câștige și în momente în care prestațiile probabil nu sunt chiar la nivelul așteptat. Pare să fie și jocul de astăzi, spre al cărui final ne îndreptăm, prieteni, împreună cu PH Sport. George Oprea. George Oprea încearcă pentru fratele său, însă mingea este trimisă pe centrul defensiv advers și încearcă George Nincă de la distanță, mai mult pentru a câștiga câteva secunde importante pentru echipa sa, acum când intrăm deja în primul minut de prelungire din cele trei dictate de Edinacu. Prestație exactă, spune a tânărului arbitru care conduce această partidă, de asemenea, fără probleme, intervențiile de la margine, Andrei Dan și respectiv Robert Enuțu. Recuperare pentru echipa gazdă este Mircea Stancu. Încearcă din prima pentru Ionuț Oprea. Este trădat și el de execuție de această dată. I-a sărit mingea lui Mircea Stancu la încercarea de a-l găsi pe Ionuț Oprea în fața porții adverse. Însă cei de la Unirea Urlați încearcă una din ultimile lor posibilități ofensive în această partidă. Rezolvă, nu fără emoții, acolo Ilie Simion trimițând în afara terenului de joc. Dacă pierdea acest balon, se putea naște un atac periculos la buturile lui George Ursă. Decașare pentru Unirea Urlați. În afara terenului de joc sau nu, luptă Savu. Acolo mingea iese, acum în afara terenului de joc va fi repusă de Progresul Drăgănești. Un minut și jumătate până la finalul acestei partide, prieteni, etapa cu numărul 21, Liga Prahova. Nu uitați, mâine seară Reușita TV oficial și PH Sport vă oferă emisiunea Liga Reușita, în care invitați vor fi Daniel Chiriță și Valeriu Nicoară, patronul și respectiv directorul sportiv al Petrolului 95, echipă care a reușit un rezultat surprinzător 0-0, dar absolut meritat, cu CSO Teleagenul Valenii de Munte în partida de vineri derulată în excelente condiții la baza Chiru Sport. George Nincă, George Nincă! Un atac arată promițător pentru echipa sa, încearcă de această dată să trimită pe partea stângă. Era indicat, evident, un șut de la distanță. George Nincă avea balonul pe piciorul său de bază, cel stâng. A vrut să fie altruist într-o fază care se putea încheia altfel cu șutul său de la distanță. Câteva zeci de secunde, probabil, ultima acțiune acestei partide, în care Unirea Urlați îndrăznește pe partea dreaptă, iese din dispozitiv Ionuț Crăciun, însă vine foarte bine acolo Marian Savu și câștigă balonul pentru echipa sa, semnalizare de la margine, care aparține lui Robert Înuț. Edinagu, puține secunde până când va fluiera finalul acestei partide, nu pierde însă prilejul de a acorda lui Marius Gurău un cartonaș galben în prelungirile acestei partide. 6 puncte în ultimele două dispute pentru Progresul Drăgănești, echipă care își conturează locul în prima parte a clasamentului și care poate aștepta liniștită, spun eu, partida cu CSO Băicoi. Va fi clar altceva, pentru că mobilizarea în disputa cu liderul va fi una la cote maxime. Astăzi o larghețe pe care am văzut-o în exprimarea echipei din Drăgănești, până la urmă rămâne rezultatul final, care este foarte aproape de a fi consemnat în această zi frumoasă aici la Drăgănești. Fluieră, prieteni, Edinagu, finalul acestei partide. Victorie muncită, lucrată a celor de la Progresul Drăgănești, 1-0, conturată cu mare greutate golul lui Mircea Stancu din partea secundă a reprizei a doua. Ionel Luțan și PH Sport, prieteni, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Ne vom revedea și săptămâna viitoare la alte partide atractive dintr-un campionat care promite Liga Prahova. Rămâneți cu bine, mulțumim!